Salut! Sunt Ovidiu și suntem din nou la Edotech. Știu că și tu ți-ai montat un set de difuzoare aftermarket și ai avut pretenția de la ele să audă mult mai bine decât difuzoarele OM. Asta se poate întâmpla doar dacă le amplificăm. Și pentru asta, noi, cei de la Edotech, venim cu o soluție de la Audio System, adică cu acest amplificator Carbon CO40.4, un amplificator foarte micuț. Permiteți-mi să vi-l și desfac, să vi-l scot din ambalaj. Aici avem amplificatorul. Este un amplificator care se poate folosi și monta în spatele unității. Dacă vom folosi o unitate multimedia, ea va avea destul spațiu încât să ne permită montarea lui în spatele unității sau, dacă nu, în bord sau deasupra bordului, în interior. Ce particularități avem la acest amplificator? El ne vine cu o conectică cu mufele aferente, adică mufe ISO, și folosind o mufă quadlock dedicată mașinii dumneavoastră, vom putea să-l conectăm inclusiv pentru alimentare, acest amplificator. Puterea acestui amplificator este de 40W/4 sau 60W/4 la 2 ohmi. 40W/4 fiind la 4 ohmi. Ca și altă particularitate a acestui amplificator sunt reglajele. După cum puteți vedea aici, avem levelul, da? Gain-ul și avem HPF și LPF. Avem off, full, care sunt controlabile din selectoarele respective. Pe partea de intrare, aceeași mufă va folosi și semnalul high și semnalul low, doar prin selectarea butonului. Ce mai vreau să specific la acest amplificator este că are și un cablu inclus pentru auxiliar. În momentul în care doriți să folosiți auxiliarul, el va fi primul beneficiar al acestui amplificator. Adică dacă se conectează telefonul sau orice altă sursă pe auxiliar, se va deconecta intrarea de RCA-uri. Și astea fiind prezentate, vă mulțumesc și vă așteptăm cu comenzi pentru acest amplificator și sper să vă bucure și să vă încânte și la montaj și la audiția din mașina dumneavoastră. Vă mulțumesc!